Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Lucasen, preluare excelentă, Lucasen, superb! 1-0 Șepși, minutul 16, Kevin Luca suspendat. Șepși Sfântul Gheorghe pe cale să salveze un sezon care părea dezastros. Obiectivul este participarea în cupele europene. Șepși joacă a doua finală de cupă a României din istoria grupării, după ce a pierdut în fața FCSB-ului. Și la acest scor îi merge foarte bine. La acest scor Șepși este prima. Centrarea ne arată rău. Am crezut că este 2-0. Ratare monumentală a lui Lucasen. Am văzut ce slab se apără acolo Dialoe, drept lăsat singur să se bată cu cei doi stopări ai lui Șepși. Huygebert, 2020, și a revenit în februarie 2022. Iată-l aici pe Cobrea plonjând spre această minge șutată de Fofana. Să stai luni în afara terenului. Vă dați seama cât de complicată a fost accidentarea lui Ișvan Filop. La un moment dat, Fofana a fost dorit și de FCSB. A fost jucător. Șutul de Mașcan a fost parcă o deviere, într-adevăr. Ce traiectorie a căpătat mingea. La un moment dat, de la Sheriff la Torino în seria. Lucasen, să vedem aici Filop, gol! Ișvan Filop, 2-0 pentru Șepși. Ce înscria Ișvan Filop într-o partidă cu Dinamo. Ce șut frumos! Situația Rapidului se complică, pentru că Rapidului nu-i mai ajunge, e destul de clar acum, nu-i mai ajunge un rezultat de egalitate. Botoșanul va câștiga sigur și foarte probabil va câștiga și Șepși. Sigur, mai este jucat aici destul de mult, dar are un avantaj de 2 goluri. Rapidul este în continuare condusă la Mioveni, de o echipă care nici ea nu mai poate schimba poziția, va termina pe 6 în play-out. Pe locul 12, Șepși o bătea pe CS Universitatea 1-0. Centrare a lui Filop, ce reluare, uluitor gol! Un gol magnific marcat de Damașcan, 3-0. Afparaj, dacă va avea nevoie de el. Asistul lui Ișvan Filop, dar ce gol! Fabulos! Doamnă încrederea, o echipă care ajungea greu la poartă, care își crea greu ocazii, a dat astăzi 3 goluri senzaționale. Încă o șansă, un lob și este 4-0, scrie și Golovka. Fabulos. Golovka a înscris în mai puțin de o lună, de 3 ori. Asta ar putea să-i fost offside, dar mai puțin important. A înscris cu CS Universitatea Craiova în cupă, a înscris cu Chindia și a înscris acum, iată, și la Craiova. Asta după ce nu mai marcase de mai bine de un an, din februarie 2021.
Lovka, Dragomir. Încearcă să trimită în fața porții. Dragomir, născut la Făurei. Jucător care volta bărbuț, o imprudență, cele scandări xenofobe, este o exagerare după părerea mea, sigur că ele există, în minutul 90, exagerare din partea lui Adrian Cojocaru, așa cred cel puțin, sigur că regulamentul așa spune, dar trebuie să fie un pic maleabil. Jocul este oprit din nou, incredibil. Jucătorii lui Șepși ar vrea să joace, să evolueze. Nu este de acord cu Jocaru. De această dată îi trimite la vestiare. Incredibil. Thank you.